Aparatul digestiv e prietenul nostru. E prietenul nostru dacă noi ne purtăm frumos cu el. Să ne purtăm frumos cu aparatul digestiv, hai să zicem cu ficatul, ca să focalizăm pe o anumită temă, înseamnă să respectăm în ce facem în viață și să-l verificăm periodic. Punctual. Ce trebuie să facem ca să ne respectăm ficatul și aparatul digestiv? Câteva exemple. Trebuie să avem grijă ce mâncăm, cum mâncăm, cât mâncăm și de asemenea trebuie să-l verificăm periodic. Trebuie să reținem de asemenea că prietenul ăsta al nostru e un prieten care duce, multe poate să ducă. În așa fel încât el nu vorbește, el nu ne spune nimic. El încă mai duce o boală de ficat care deja poate să fie avansată fără să spună absolut nimic. Nu există simptome certe, vizibile. Nu există un simptom cert în legătură cu boli de ficat. Cu alte cuvinte, dacă noi ne simțim obosiți, putem să ne simțim obosiți din alte motive. Viață grea, criză economică mondială, stresul zilnic, sigur. Da, stresul zilnic, fără să însemne neapărat o boală de ficat, dar în contrapartide și poate mult mai periculos, să ne simțim excelent ca și condiție biologică, pe motiv că ficatul nostru a reușit să preia foarte multe probleme pe care de fapt le are. Haideți să punctăm, vă rog, de asemenea, cei mai mari dușmani ai ficatului. Și în ceea ce privește alimentația, și în ceea ce privește oboseala, care sunt, din punctul nostru de vedere, cei mai mari dușmani. Vă rog. Sunt trei dușmani foarte mari. Unu, sunt băuturile alcoolice folosite în exces. Un pahar de vin ocazional nu înseamnă în mod normal nicio problemă pentru cel care nu se știe bolnav de ficat. Și cele două virusuri hepatitice B și C. Și din alimentație? Din alimentație este bine să încercăm să evităm orice nu poate să fie bine limpezit, adică alimentele care conțin conservanți în mod evident sau alimentele care conțin multe calorii, grăsimi, dulciuri, făinoase concentrate. Fac rău ficatului. Fac rău ficatului, pentru că ficatul trebuie să le transforme și nu poate să le transforme decât tot în grăsimi. Se încarcă ficatul grăsim și asta poate să-l afecteze. Steatoza hepatică, bine steatoza cunoscută, hepatică. Stratul acela de grăsime consistent așternut pe ficat și nu numai. Exact, exact. Că se pune la fel și pe stomac și pe inimă și pe orice în avem. În mai multe zone, dar ficatul este primul care le încasează, pentru că el este prima linie de apărare de la nivelul aparatului digestiv. Deci tot ceea ce noi consumăm în intestine se transformă în substanțe de bază pe care ficatul le transformă și le transformă cel mai ușor în grăsimi. Inclusiv alcoolul este o sursă de calorii pe care ficatul tot în grăsimi o transformă și o depune în primul rând în structura lui personală. Bun. Încărcarea cu grăsimea ficatului nu o putem considera o boală în sine, dar ea poate să devină o boală a ficatului dacă noi nu ne îngrijim de el.